Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Iată-ne la stadion, nu pentru a face sport, desigur, ci pentru a sta de vorbă cu invitatul pe care îl am astăzi în cadrul emisiunii Repere. Este vorba despre antrenorul de atletism de la Clubul Sportiv Muștel, Lucrețiu Teodorescu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit la stadion, la noi! Mă bucur tare mult că am reușit să vă găsim, ca de obicei, la muncă. Așa cum de fiecare dată, atunci când vrem să stăm de vorbă, dumneavoastră sunteți la stadion. Da, în momentul acesta, peste o oră am pregătire cu sportivii pentru campionatele naționale care se vor desfășura în săptămâna, în weekendul acesta. S-a dat startul campionatelor, gata cu restricțiile, Doamne ajută, ați trecut la treabă serios. Da, am început bine cu problemele din timpul pandemiei, lipsa de pregătire, nu atât de mult cantitate, volum, în sfârșit, da. Dar este bine că se poate. De câți ani faceți acest lucru? Ca antrenor lucrez de 14 ani, iar ca sportiv sunt pe stadion de la vârsta de 14 ani, ca sportiv și după aceea ca antrenor. Cum ați descoperit atletismul sau, altfel spus, cine v-a îndemnat, dacă a fost o persoană, să alegeți acest sport? Pentru că sunt foarte multe, mai ales pentru băieți. De ce nu fotbal, de exemplu? Eram elev la liceul la un liceu din Pitești și a venit un antrenor să facă selecție. Atunci nu știam cine este. După aceea am aflat că se numește Leodor Pescaru. Am fost la o selecție, am venit pe locul 3 parcă, da. Da, și după aceea de lunea următoare am fost invitat să fac sport. Bine, la început a fost o joacă de copil, zic, vreau să câștig toate competițiile, să câștig toate antrenamentele. Duminica următoare au fost campionatele județene, unde copil de la țară alergasem pe islază și am câștigat competiția. După aceea, peste, cred că 3 săptămâni de la acel concurs, am avut campionatele, nu, am, au fost etapa județeană a concursului respectiv, unde tot așa l-am câștigat, am ieșit pe locul 1 și urma finala campionatului național de junior 3, era categoria vârstei mele de atunci, unde m-am speriat și am venit, mi-a fost frică de concurs și am luat medalia de bronz la categoria junior 3. Dar tot a fost un rezultat mulțumitor, având în vedere că abia porniseră pe acest drum. Da, pe mine m-a încurajat. Mai încercasem să joc handbal la Pitești, am fost și pe la sala de box și am rămas totuși la atletism. Cum vi se pare acum, după atâția ani, privit sportul din partea elevilor, a copiilor, a tinerilor în general, și cum era atunci când dumneavoastră erați copil? Se făcea sport? Pe timpurile acelea nu aveam, nu erau laptopuri, nu erau telefoane și toată lumea mergea pe stadion. Toți voreau să se întreacă, toți voreau să joace un fotbal, toți voreau să joace un handbal, un volei. Atletismul era la îndemâna tuturor atunci. Acum văd copiii nu mai sunt înclinați, nu mai vor să facă sport, sau o parte din ei nu vor să mai facă sport, au alte, nu știu, vor alte carieră, preocupări. Poate carieră profesională în domeniu, nu știu, în alte domenii, economic, IT și toate cele. Dar sportul este baza tuturor rezultatelor din... De la ce vârstă recomandați să se facă sport? Păi a început să se facă sport de la vârste cât din ce în ce mai mici. În prima parte joacă, deci 5, 6, 10 ani. La atletism eu îndrum copii undeva pe la 8, 10 ani. La început pot să facă joacă, să adapteze la efortul, să-și formeze niște deprinderi, iar în timp să-și aleagă fiecare specializarea sau sportul pe care vrea să-și urmeze. Ați spus că în vremea când ați fost elev ați făcut chiar și handbal. La ce nivel ați ajuns sau doar așa, pe sală? Nu, doar am intrat în sală
și am făcut câteva antrenamente, dar nu. Nu v-a plăcut foarte mult? Nu, a venit atletismul, unde am început să câștig și poate asta mi-a dat mai mult curaj. Dar mai mic fiind, așa cum se obișnuiește, băieții de obicei de 10, da. Eu știu, nu am fost printre băieți să știu, dar se vede clar că băieții mai mici joacă fotbal, au idol în fotbal. Dumneavoastră? Nu aveam. Nu se vede clar că atletismul era acolo pus deoparte, cred, dar nu era descoperit încă. Nu era descoperit, nu aveam niciun idol. Televiziunea funcționa de două ore pe zi, așa că nu aveam. Copil de la țară, din sudul județului Argeș. Unde ați copilărit? În sudul județului Argeș și comuna Râca. O comună frumoasă. Aproape de Siliștea Gumește, acțiunea romanului Moromeți. Și cum vă simțiți așa când veniți de acolo, cu o zonă destul de încărcată și cunoscută? Mă simt bine aici. Deja sunt mușelean. Da? Deja m-am adaptat foarte bine la zona Mușelului. Sunt, vă dați seama, din 1982. Aici. Sunt în Câmpul Lung, da. Ați ajuns în atletism, așa cum spuneați, pe la 14 ani. În momentul în care ați practicat acest sport, evident ați primit toate informațiile de care aveați nevoie, probabil, de la antrenorul dumneavoastră, dar, în paralel de asta, urmăreați competiții, citeați, eu știu, ziare de la vremea respectivă, erați interesat, pasionat, cum se întâmplă în sufletul unui sportiv? Aveam caiet de antrenament unde scriam toate antrenamentele cu rezultatele din ziua respectivă și decupam fotografii din reviste și le lipeam în caietul de antrenament cu sportivii consacrați. Țin minte, aveam pe Damilano, campion olimpic, un italian foarte, foarte bun în perioada noastră, l-am probat de marș. Sau am avut săritoarele în lungime, săritoarele în înălțime. Mergând la lotul național, am început să am acces la mai multe reviste, la mai multe informații din punct de vedere sportiv și al campionilor și ai noștri naționali și ai și cei de afară și cei din Europa și pe plan mondial. Cum este în atletism? Trebuie să vă alegeți o singură specializare, că ați vorbit de mai multe ramuri sau nu știu cum se numesc, alergare, eu știu, săritura în înălțime, aruncarea greutății, probabil, sunt mult mai multe despre care am putea vorbi. Cum se întâmplă? Cum se alege? În funcție de calitățile sportivului, antrenorul deja își dă seama cum, pe ce probă poate să-l ducă, să-l îndrume. Sunt probe de sărituri, sunt probe de aruncări, sunt probe de alergări, sunt probe de alergări de fond, alergări de viteză. Antrenorul meu, fiind mărșăluitor, s-a decis să mă pună să mă îndrume către proba de marș. La început nu mi-a plăcut, aș fi vrut să fac alergare de semifond. Inclinația mea era de alergare de durată, de cantitate. Am reușit să prind lotul național. Am prins lotul național în această probă, unde am fost la câteva competiții internaționale. Am prins prima ediție a campionatelor mondiale de atletism de juniori din Creta, Grecia, unde am făcut act de prezență, vă dați seama. Destul de greu. Competiție serioasă. Competiție serioasă. Venisem după un meci România-Statele Unite, unde câștigasem competiția și aveam impresia că pot veni cu o medalie. Dar am avut și nenorocul atunci a concura cu mine, țin minte, un rusul Mihail Shenikov, care în acea competiție a făcut și record mondial. Foarte, da. Foarte greu să puteți depăși un asemenea sportiv. Da. Am făcut sport, am fost la campionatele balcanice, nu erau campionate europene de juniori în vremea mea. Am fost la diferite meciuri, România-Ucraina, România-RDG, Republica Democrată Germană, Republica Populară Ungară, da. Am făcut mai cum erau aceste deplasări atunci? Păi, da. Față de ceea ce aveți acum? Mergeam cu avionul tot timpul, față de acum, când mergem cu autocarul, la anumite competiții. Sportul, copiii erau înclinați către sport atunci, își doreau să facă sport, erau competiții, erau sportivi foarte mulți în probele respective.
Erau ambițioși să se depășească unii pe alții? Exista o concurență serioasă și în mintea lor, nu numai a antrenorilor care își doreau rezultate? Da, în afară de faptul că erau destul de mulți în probele respective, țin minte că am luat startul în România la un campionat național unde au fost 47 de sportivi. Acum nu știu dacă găsim vreo 15-20. Da. Da, așa da. De mult s-a redus. La început atletismul a fost doar pentru băieți. Ulterior și fetele au fost acceptate. Care ar fi fost motivul pentru care fetele au fost acceptate mai târziu? N-au venit, nu erau la fel de rezistente, probele erau dificile? Ba nu, în România fetele au făcut mai multă performanță decât băieții. Româncele sunt înclinate către efort, către tenacitate. Nu știu ce s-a întâmplat, poate și lipsa de interes al lor, al fetelor. Au fost poate atrase mai greu, probabil. Băieții, poate din structura lor, mai războinici, poate știu, mai doritori să se întreacă, să câștige ceva. Acum cum este? Cum aveți? Mai mulți băieți, mai multe fete? În acest moment, în secția mea, da, am mai mulți băieți, dar am și destul de multe fete. O să vorbim și despre aceștia, da. Desigur. Să rămânem însă totuși la perioada de dinainte de a ajunge antrenor și să ne mai povestiți cum au fost momentele în care rezultatele pe care vi le doreați nu erau pe măsura așteptărilor. Cum ați depășit toate acestea? Poate reprezintă și un sfat, un exemplu pentru sportivii care au, bineînțeles, și momente când nu obțin rezultatele pe care își le doresc. Datorită antrenorului care ne pregătea și psihic pentru eșec, dar și pentru câștig, deși eșecul și câștigul trebuie gestionate. Da? Da, și succesul trebuie gestionat. Antrenorul stăteam de vorbă, pregăteam următorul concurs, zice, hai, aici n-a mers, hai să ne pregătim pentru celălalt concurs care va urma peste, nu știu, o lună. Nu v-a trecut prin minte gândul să renunțați, nu sunt suficient de bun, nu am capacitatea necesară, gata, până aici, nu e pentru mine. Ba da, au fost momente și de astea, da. Se întâmplă, ca în orice situație de altfel. Dezamăgirile, da, și intervenea antrenorul sau colegii sau următoarea competiție, hai că trebuie să câștig, mă motivam singur, nu erau psihologi, nu erau la atletism, nu, în sport în general nu prea erau. Și cred că pe vremea aceea nu se pune accent așa mult pe psiholog. În acea perioadă puțin se vorbea despre susținerea din punct de vedere psihologic. Antrenorul era cel care era și psiholog, și tată, și mamă, și tot ce trebuie. Și medic, și asistent medical. Și medic, exact. Și, da. Da, le îndeplinea pe toate aceste, nu știu, meserii, mă rog, necesități de care un sportiv avea nevoie. Sunt situații când sportivii, fiind în competiție, fiind concurenți, totuși se atașează unii de ceilalți. Apar relații de prietenie, apar simpatii. Cum se întâmplă că atunci când concurați și adversarul dumneavoastră vă este prieten, adversarul sportivului vorbind, trebuie să-l întreceți, da? Pentru că e mai importantă medalia pentru dumneavoastră decât pentru el. Ce faceți? Nu simțiți așa cumva că-l răniți? Partea de prietenie este alta, partea de competiție este alta. Noi ne antrenăm să câștigăm competiția respectivă. Suntem prieteni în afară competiției, ne ajutăm în momentul competiției dacă e necesar, în probele noastre, în probele lungi, mai ne ajutăm, mai dăm o sticlă cu apă dacă noi n-am băut-o sau ne ajutăm cât de cât. Dar competiția e competiție, trebuie să câștigăm. De asta ne antrenăm. Și după tot prieteni. Și după aceea indiferent prieteni. Cine pierde, cine câștigă. Și după aceea tot. Fair play-ul trebuie să fie tot timpul. Dar vă bucurați, sincer, vă bucurați de reușita adversarului. Chiar dacă undeva în suflet aveți acea nemulțumire că n-ați câștigat. Totuși, vă bucurați. Ne bucurăm de rezultatul lui și ne întristăm de... Nu numai așa ca să impresionați, în suflet vorbesc. Ba nu, ne bucurăm. Da? Ne bucurăm. Da. Dar ne întristăm în același timp și de nerealizările noastre. Evident. Că suntem oameni și trebuie să trăim toate. Da, trebuie să gestionăm sentimentele așa cum ați spus. Cum este cu victoria? Pentru că ați spus la un moment dat că antrenorul vă pregătește chiar și pentru câștig. Este atât de important să gestionați această trăire? Când ești adolescent,
Ai impresia că dacă ai câștigat o competiție, ești cel mai bun, ești cel mai tare și la un moment dat vine partea elaltă când nu mai muncești, nu mai te mobilizezi să câștigi competiția și vine partea cealaltă când pierzi. Da, te încrezi prea mult în forțele proprii, da. Lași armele jos și... Exact, da. Și deci trebuie tot timpul să fim în alertă, tot timpul da. Trebuie să fim pregătiți să... Tot timpul trebuie să fim vigilenți, să fim, facem pregătire, să știm ce înseamnă câștigul, succesul. Cât vă pregăteați la vremea aceea pentru concursuri? Cât timp? Pe timpul meu aveam doar un campionat național de vară. Nu, marșul nu avea probă de sală. Știu că m-am pregătit într-un an să fac un record național. Cred că am început primele tentative din iunie și am făcut record național de juniori în septembrie. Deci câteva luni. Și câte ore pe zi? Păi dimineața munceam 2 ore, după amiază 1:30, 2 ore. Și mai făceați și acasă exerciții pentru întreținere? Nu, era suficient. Acasă încercam să mă odihnesc, să-mi refac forțele pentru antrenamentul cel de-al doilea sau de a doua zi. În afară de odihnă, mai există și alte reguli pentru a se reface corpul după antrenamente, pentru a se menține? Odihna este principala metodă de refacere. Mai sunt vitaminizarea, mineralizarea, saunele reci, saunele umede, saunele da, electrice, masajul, kinetoterapia. Acum, dar beneficiați atunci de toate acestea? Nu aveam decât saună și somnul. Și somnul. Câteva pastile de medicație, de vitamine. Ca să vă mențineți. Ce au zis părinții? Ce a zis familia în momentul în care ați plecat pe drumul acesta? Cu siguranță nu era un drum greșit, nu era un drum neplăcut și totuși susținere. Ce părere a avut când a aflat că sunteți un campion? Părinții mei m-au susținut în tot ce am făcut. Deci au fost prietenii mei și sunt prietenii mei. Deci totdeauna m-au susținut ca dovadă că după un an, eu am început sportul la Pitești, la Clubul Aripi Pitești, iar profesorul meu, Liodor Pescaru, s-a transferat la Câmpul Lung, la Clubul Sportiv Mușcel și a decis să vin cu el. Maică-mea și taică-mea m-au susținut să vin la Câmpul Lung. Chiar dacă urma să plecați de acasă. Chiar dacă urma să mă îndepărtez de casă, da. Da, oricum bine, plecat de acasă. Oricum, da, la un moment dat, clar, lucrul acesta se întâmplă, dar departe. Și, singurul copil la părinți? Mai am doi frații, mai mari, mai mici? Mai mici, eu sunt cel mai mare. Cel mai mare, deci primul plecat de acasă. Primul plecat poate de acasă. Că și de aici a fost un pic mai ușor, nu rămânea casa goală, așa cum spun părinții. Și era normal să nu vi se taie aripile în niciun fel. Au rămas greutățile pe ei. Pe acasă. Ei? Da, de acasă. Ceea ce cred că nu a fost rău, pentru că de obicei de acasă pornim cu toții și ne și clădește acest comportament. Vorbeam ceva mai devreme și de sportul care se practică în școli. Cum era când erați copil, când erați elev, la orele de sport pe care le făceați în cadrul cursurilor școlare? La țară aveam o sală mică de sport. A venit un profesor foarte, foarte bun. La un moment dat a devenit inspector pe educație fizică la inspectoratul județean de învățământ. Făceam tot felul de... În primul rând, școala alergării, școala săriturii, școala aruncării. Din gimnastică, rostogolirii, era vestita săritura leului peste lada de gimnastică, cu trambulină. Jucam fotbal, jucam handbal. De acolo au plecat... Da, vream eu să fac handbal. Mă gândeam din gimnaziu. Erau ore de sport complexe, unde, pe lângă faptul că făceam mișcare, erau chiar și exerciții foarte distractive, foarte interactive până la urmă, pentru că ne ajutam unii pe alții și lucrul acesta cred că i-a determinat pe mulți la vremea aceea să aleagă sportul. Copiii din ziua de astăzi nu se feresc de efort, se feresc de joacă, se feresc de să sară un gard, să urce într-un pom, să sară un șanț. Sunt protejați foarte mult de părinții. La asta mă gândeam, grija excesivă a părinților să nu se lovească de mici, da, nu face aia. Dimineața văd în preajma școlilor tot felul, părinții aduc copiii cu mașina la școală. Pe vremea mea nu mergeam pe jos. Cât mergeați pe jos? Mult. 3 km mergeam pe exact. Jos.
dus și 3 întors. Același lucru, nu neapărat 3, dar oricum peste un kilometru am mers și eu, lucru de care niciodată nu m-am plâns. Mi se părea o bucurie să merg împreună cu ceilalți copii, că ne adunam pe drum treptat de la fiecare poartă un alt copil și era ceva foarte frumos să petreci, eu știu, câte minute, 20 de minute, poate până ajungeam la școală, ceea ce și dumneavoastră vi s-a întâmplat. Ori acum să mergi pe jos câteva kilometri, câteva sute de metri, deja este prea mult, spun părinții, din păcate. Este și asta o formă de mișcare, nu? Da, vă dați seama că poate asta m-a ajutat pe mine să fac performanță. Poate primele concursuri la categoria juniori 3 le-am câștigat și datorită faptului că mergeam. Aveți antrenament? Jos. Da, era un picioarele deja de formate, da. De mic? Și seara mai mergeam la o miuță pe Islaz. Ce înseamnă asta, să spunem și telespectatorilor? Da, un fotbal cu mai puțin, între două echipe, cu mai puțini jucători, cu mai puțini... Da, și venea maică, mi-a striga, trece acasă, vin acasă, lasă... Mai avem și alte treburi. Avem și alte treburi, da. Exact. Dar era timp pentru toate, pentru că, așa cum spuneați, tehnologia nu ne răpea. Și timpul ne ajungea și pentru lecții și pentru treburile din gospodărie, dacă era cazul, dar și pentru noi să ne distrăm. Au trecut ani, ați înregistrat diverse victorii, evident, și câteva eșecuri, de ce nu? Au fost mai multe victorii sau mai multe eșecuri? Pe, ca să pe punctăm. Pe plan sportiv? Pe plan sportiv, personal. Personal, echitabil. Nații, da? Echitabil. Mulțumitor. Da, mulțumitor. Aș fi putut să fac mai mult. M-am oprit la categoria tineret. De ce? Am ajuns la seniori. Am zis să... Așa a fost atunci. Da, cu toate că îmi pare rău. Puteam să continui. Am mai încercat... Ce vârstă aveați atunci? 23 de ani. Da. Și n-am mai... Tânăr. Deci tânăr, se mai putea. Da, mai putea. Asta este, nu judecăm, da. Da, așa mi-am propus eu niciodată să nu judec și nici să nu cer explicații. Este alegerea fiecăruia. Și la 23 de ani, ce s-a întâmplat? La 23 am mers la serviciu, am lucrat... Cu totul alt domeniu sau tot sportiv? În cadrul clubului. Ați rămas la club? Am rămas la club, după aceea am făcut facultatea, am început cariera de antrenor. Cine v-a determinat să faceți asta sau pur și simplu v-a venit așa o idee, hai să nu renunț total, ci să rămân totuși prieten cu atletismul? Îmi doream tot să rămân antrenor, să predau ce am învățat ca sportiv. Și zic, hai să fac și o facultate, pentru că facultatea îmi formează toate metodele de pregătire pentru copii. Și a fost primul pas, după facultate, primii copii, primii sportivi antrenați? Prima grupă a fost un eșec, cred. Bine, de ce? De ce spuneți asta? N-aveam cunoștințele necesare. Era la început. Nu știam să lucrez cu un copil de vârstă mică și... Este diferență între a fi sportiv și antrenor? Diferență, da, foarte mare. Emoțiile sunt altele, metodele de pregătire sunt altele, treci în partea cealaltă cu cronometru și fluierul și... Și faptul că dumneavoastră puteați și ați putut... Era cumva o confirmare a faptului că se poate și când vedeați sportivul că încearcă și nu ajunge la rezultatul pe care l-așteptați? Era o nemulțumire? Totdeauna vrem mai mult. Totdeauna vrem mai mult, totdeauna de la sportivii noștri, cum mi-am cerut de la mine să fac mai mult, așa le-am cerut și sportivilor. Și acum le cer mai mult decât să se depășească. Cu câți sportivi ați pornit la drum? Câți ați avut prima dată? Câți copii? Cred că am avut o grupă de 10-12 de la școlile generală 2 atunci, generală 7. Școlile din municipiul Câmpul Lung. Municipiul Câmpul Lung, da. Și din împrejurim, dacă menționați și Valea Mare. Da. Cum i-ați adunat? Cum au venit? Au aflat? I-ați căutat dumneavoastră? I-ați descoperit? Nu, am fost la o selecție. Așa cum se procedează de fel. Se procedează și acum. Am vorbit cu profesorul de educație fizică și sport din școala respectivă. Mi-a recomandat câțiva, am făcut și selecție și am adus o grupă mai mare. Și fete și băieți. Și fete și băieți. Și au rămas în jur de 10-12. Vârstele, aproximativ? Atunci erau categoria... Deci 10-12 ani, 14. Destul de micuți. Destul de micuți. Da.
Au început pregătirile, am înțeles că prima serie nu a fost chiar așa cum vă așteptați, dar rezultatele au început să apară pe parcurs. Și iată, 14 ani cel puțin, nu, din 2014 ați spus? Nu, din 2007. Din 2007, sunt 14 antrenor. Ani. Da. Deci am zis bine prima dată, 14 ani de antrenor, da? La clubul sportiv. Cum au fost acești 14 ani? Păi, câte serii? Nu, sunt multe. Foarte multe serii, că selecția e continuă în sport. Vezi, vin copil, și... poți să stai de vorbă cu părinții și l-ai adus a doua zi sau în ziua respectivă poți să începi pregătirea. Am avut o grupă foarte bună cu Denisa Dragomir, fratele Iadi Dragomir, Băhneanu, Știrbu Alin, o grupă foarte, foarte, foarte bună, unde cu Denisa am obținut medalii la europene, dublă campioană europeană, un loc 3 la campionatele mondiale individual, după aceea cu echipa România antrenată tot de mine am obținut 2 medalii de vicecampion mondial, o medalie de vicecampion european și o medalie de bronz la campionatele europene. Dar Denisa nu a fost sportiva mea, a fost sportiva domnului Georgescu Emilian, după aceea a preluat-o domnul Pescaru și am preluat-o eu la decesul domnului Liviu Pescar. Și cu ea am făcut marea performanță. După aceea l-am avut pe Adi Poștoacă, unde am ajuns la campion balcanic, am ajuns la Jocurile Olimpice de tineret din localitatea Nanjing, China, unde am obținut locul 9 la proba de marș. Din cât? Un campionat mondial în Jocurile Olimpice. Da, din sute de sportivi. Da, din sute de sportivi. A fost o preselecție la Baku în Azerbaidjan, unde a venit locul 4 la selecția respectivă. Am înțeles că, da, în sfârșit. Și cel mai bun rezultat pe pistă ar fi Adi Poștoacă, iar Denisa Dragomir la alergare montană. Doi sportivi... Da. Care s-au menținut și din ce în ce au obținut rezultate mai bune, din ce spuneți. Pe lângă ei, în momentul acesta, îl am pe Gabi Miloș, sunt doi gemeni foarte serioși, care au obținut locul 3 la campionatele balcanice la anul acesta. Bine, sunt și anul 4, au lăsat-o puțin, i-am lăsat mai încet cu școala, cu performanța și am pus accent pe școală. Și puteam să obținem un rezultat mai bun. Chiar dacă ați început așa mai liniștit și cu ceva emoții, cum spuneați, iată, rezultatele n-au întârziat să apară și aveți ce lăsa moștenire clubului și secției de atletism a clubului. Denisa Dragomir este cea pe care ați preluat-o. Cum se face această trecere de la un antrenor la altul? Există diferențe, fiecare antrenor cu modul lui de lucru, sportivul se pliază, evident. Cum se face această trecere? Denisa era sportivă la domnul Emilian Georgescu și domnul profesor mai mergea la selecție, la un moment dat nu venea la antrenamentele fetei, eu mai preluam, mai discutam cu ea și așa ne-am împrietenit. Da. Noi mai dădeam și antrenamente, după aceea a preluat-o domnul Pescaru, cu domnul Pescaru are un titlu de campion de cross, alerga și pistă, pe pistă alerga obstacole, unde fugea foarte, foarte bine. Și s-a maturizat în timpul meu, în timpul antrenoratului meu. Ca antrenor simțiți așa câteodată nevoia să preluați un sportiv bun pentru că aduce rezultate și aveți cu cine să lucrați? Chestiile astea se fac în toată România și în toată lumea. Trec de la un antrenor la altul, trec pentru că și din motive financiare și din motive de locație și din mai multe motive. Dar, în general, sportivul se pliază pe antrenor și antrenorul încearcă să plieze pe sportiv. Sunt și situații când sportivul spune mi-am schimbat antrenorul pentru că nu ne înțelegeam, nu eram compatibili. În ce constă această înțelegere, compatibilitate între un sportiv și un antrenor? Pentru a face echipă bună, pentru a obține rezultate și unul și celălalt și pentru a merge mai departe cât mai mult timp. Deci datoria sportivului este să muncească la antrenamente, iar a antrenorului să facă tot posibilul ca sportivul să fie în momentul începerii antrenamentului să fie foarte odihnit,
și psihic și fizic, adică să nu aibă probleme de ordin financiar, să nu aibă probleme de ordin, știu eu, familiar, să... Deci ăsta este rolul nostru. Dacă toate astea funcționează, merge echipa, merge celula asta. Au fost momente când, pregătit fiind sportivul, a clacat înainte de o competiție din diverse motive externe de sport? Bine, nu vorbim, Doamne ferește, de un necaz. Da. Vorbim la modul serios. În general, încercăm să ne luăm toate măsurile ca antrenori să atenuăm chestiile acestea. Apropo de eșec, am avut pe Denisa la un campionat mondial și am greșit planul de antrenament cu câteva zile înainte. În loc să îi dau doar 3 de 1000 de metri, repetări de 1000 de metri, i-am dat 4. Mai mult și ați extenuat-o. Și a intrat fata în oboseală. Nu știam că mergem cu autobuzul la campionatul mondial din Slovenia și s-a accentuat oboseala. Deci și? Datorită autobuzului și datorită mie, că n-am prevăzut, nu știu, trebuia să prevăd că ne duc cu... Da, și să o aduceți la o stare de oboseală mai mică, probabil, în timpul antrenamentelor. Da, doar un tonus, să-i spunem. Ce s-a întâmplat mai departe cu Denisa Dragomir? Denisa a terminat liceul aici și a dorit să facă facultate, a plecat la Pitești, și-a luat transferul la Pitești cu acordul și al nostru, al clubului și al clubului de la Pitești. A mers la Pitești, a făcut educația fizică, facultatea de educație fizică și sport. În același timp era studentă și la drept, nu știu, parcă Târgoviște. Și erau bani mai mulți, sunt bani mai mulți la Pitești față de Câmpul Lung. Era normal, un copil își dorește să aibă și o haină altfel și un training altfel și să primească mai mult. Da, da, și era normal să meargă unde e mai bine. Cum i-a mers antrenorului Lucian, că așa vă știe toată lumea, da, Lucrețiu Teodorescu, da, și pe plan personal? În toată această perioadă ați avut timp și de dumneavoastră? Da, și formarea profesională a continuat la diferite cursuri. Am un băiat de 28 de ani, a terminat Academia de Studii Economice, a lucrat în diferite companii bune. Sunt mulțumit și pe plan. Și partenera de viață? Partenera de viață este fosta arbitră Cristina Dorcioman, acum Teodorescu, profesor de educație fizică și sport. Ea venea din performanță, noi ne-am susținut și ea m-a susținut pe plan sportiv ca și antrenor și e ok. O echipă de sportivi serioasă. O echipă de sportivi. Păi, și nu ați îndrumat băiatul către sport? Andrei a jucat fotbal la domnul Tică, după aceea a fost arbitru de fotbal, a avut categoria întâi chiar de arbitru de fotbal. Avea 13 ani atunci și ne-am decis să meargă către carte. Și a mers la Academia așa, de Studii Economice. Și a ales drumul lui, nu a fost nicio alegere a părinților, așa cum în multe cazuri se întâmplă, dar nu cred că a stat departe de sport. V-a însoțit în turnee, ați mers împreună, fost aproape, luați pe stadion, cum se întâmplă? Este un atlet, putea să facă atletism de mare performanță, e înalt, are viteză, are toate calitățile de care are nevoie un atlet să facă performanță. Nu l-am dus către atletism. El și-a dorit fotbal și... L-ați lăsat așa cum a dorit el. Vorbeați de calități. Ce trebuie să aibă un copil? Ce calități trebuie să aibă un copil ca să poată practica atletismul mai mult decât alte sporturi? Ca să puteți să-l alegeți? Ideal, sunt 4 calități motrice în... se spune în facultate. Este viteza, rezistența, forța și îndemânarea. Nu poți să le ai niciodată pe toate, dar trebuie să ai măcar una din ele care să facă diferența. Adică, de exemplu, la mine a fost rezistența. Rezistența și puțin îndemânare. Am putut să fac probe lungi. Deci eu am făcut probe de la 5 km marș ca copil până la 50 de km marș. Sunt campion de tineret la 50 de km marș. Rezistența a fost punctul forte. La mine, da. Rezistența, tenacitatea și răbdarea. Voința, probabil. Și voința, neapărat. Voința. Când vine un copil, primul test pe care îl dă, care este?
Păi noi mergem pe viteză și pe forță prima oară și rezistența se capătă în timp. Adică o dezvoltăm în timp. Când, ei sunt prea mici să-i punem la un test de 1000 de metri sau un test de 2000 de metri. Săritura de pe loc, o alergarea de viteză pe 30-50 de metri, săritura în lungime cu elan, săritura în înălțime la perete, să atingă un punct fix. Cam astea ar fi. Da. Dacă nu ați fi ales atletismul, ce altă meserie credeți că ați fi putut practica? Ca și antrenor? Nu. Ca sportiv? Nu. Dacă nu ați fi ales deloc, da. Erați elev, aveați 14 ani, trebuia să vă gândiți către ce domeniu de activitate vreți să porniți în viață, ce altceva vă vedeați făcând? Când am plecat, când mi-am depus opțiunile pentru clasa a noua, am mers la un liceu electrotehnic cu specializare electrotehnică din Pitești. Și poate făceam o facultate tehnică, nu știu. Poate acesta ar fi fost. Așa da. Ceva v-ați fi văzut făcând. Atunci, dacă ar fi să o luați de la zero. Nu mai m-am gândit. Nu v-ați gândit ce altă meserie vi s-ar fi potrivit. Poate atunci asta. Așa m-am gândit când am plecat de acasă, că merg la un liceu electrotehnic. După aceea, nu știu. Nu știți. Mă duceam să fac o facultate tehnică. Da, depinde ce vă rezerva la vremea respectivă viitorul. O meserie pe care nu vă vedeți că ați fi potrivit să o practicați? Ceva ce nu vi s-ar potrivi din anumite motive? Nu știu. Ați putea încerca orice, nu vă dați înapoi de la nimic. Făcând sport, am încercat și sunt dispus la orice... Orice provocare. Bine, chiar, da, orice probă, dar nu știu. Ce n-aș fi putut să fac. Când eram, am făcut sport și la Steaua, după aceea ne-am detașat în școala de ofițeri în Sibiu. La un moment dat aș fi vrut să rămân în școala de ofițeri în Sibiu. Nu mi-a plăcut să rămân totuși ca militar. Poate că asta. Poate asta ar fi fost una dintre alegeri. Da, de ce nu? Da. Vă reproșați ceva în toată această perioadă? Ceva ce v-ați fi dorit și nu a putut fi atins sau... ceva ce acum vă gândiți că ați fi putut face și atunci nu v-ați gândit să faceți? Aș vrea să am calitățile copiilor de pe vremea mea când eram copil și să pot munci cu tehnica de acum. Bun. Da. Un lucru frumos. Sigur că da. Cu toate că tehnica a fost diferită, în toți acești ani rezultatele nu au întârziat și asta pentru că se vede că ați pus suflet și ați ales să faceți acest lucru cu suflet. Chiar pasiune, pot spune. Alte pasiuni? Mi-a plăcut desenul. Desenul, să citesc foarte mult. Am citit foarte mult și acum nu mai, de o perioadă nu mai citesc. Nu mai e timp? Da, nu mai e timp. Da, desenul... și cam atât. Mai sunt destule, dar sunt prea... V-am luat prea din scurt. Da, cu siguranță fiecare își descoperă, poate pe parcurs, lucruri pe care le-ar dori să le facă. Ceva pentru viitor, ce vă doriți? Un obiectiv? Nu neapărat pe plan sportiv, sau și pe plan sportiv, dar și pe plan personal. Ceva pentru care luptați în viața dumneavoastră? Păi... să fim sănătoși în primul rând și după aceea toate vin. Pe plan sportiv, cred că pe aici tot timpul petrec pe stadion, să pot duce pe cineva. N-am pe nimeni la Jocurile Olimpice de seniori, de tineret am avut, dar la seniori n-am ajuns să pleacă înainte de această etapă fiecare sportiv. Am avut un sportiv, știi, Boalin, l-am spus mai devreme, în lotul de seniori, cu șanse mari la această olimpiadă de la Tokyo. La un moment dat, datorită situației financiare a Ministerului Sportului și a sportului în general, a renunțat și este militar acum, este carierist de meserie în domeniul militar. Până la ce vârstă se poate practica atletismul? Păi gândiți-vă la doamna Diță Tomescu, de la 30 și ceva de ani a luat aici campioană olimpică. Deci se poate, deci se într-o poate. Lungă. Da. Da. Se poate, la viteză aici, în vârsta de 30-32 de ani, 34. Cam asta ar fi. Da. Important e să avem voință și să ne pregătim.
vă pregătiți în continuare, aveți sportivi pe care îi pregătiți și de la care așteptați rezultate deosebit de bune. Eu nu pot decât să vă felicit pentru ceea ce ați realizat, pentru medaliile pe care le-ați obținut împreună cu sportivii dumneavoastră și să vă urez, desigur, succes în continuare. La cât mai mulți ani de muncă, deși sunt grei, dar eu vă doresc să aveți parte de sănătate, așa cum ați spus, și de mulți ani de muncă și de mulți sportivi pe care să-i pregătiți. Mulțumesc frumos! Mulțumim și telespectatorilor că au fost alături de noi. Pentru dumneavoastră astăzi, Lucrețiu Teodorescu, antrenor emerit la secția de atletism a Clubului Sportiv Muștel. Toate cele bune!